încă din secolul al IV-lea înainte de Hristos, Hipocrate, cel mai vestit medic al Greciei antice, considerat astăzi părintele medicinei, își învăța discipolii că sănătatea omului trebuie pusă în legătură cu alimentația și cu stilul de viață. Hrana să vă fie medicament și nu medicamentul hrană. Sănătatea depinde de echilibrul dintre alimentație și activitatea fizică, spunea Hipocrate. Acesta punea accentul pe prevenție și pe educație, considera postul un exercițiu indispensabil pentru longevitate și vedea în el o condiție pentru o îmbătrânire frumoasă și sănătoasă. Alimentația ta este sănătatea ta, spunea el, avertizând că atât timp cât omul nu-și schimbă viciile și modul de viață, medicul este neputincios în a-l vindeca. Dacă tu nu ești pregătit să schimbi viața, nu te pot ajuta, le spunea Hipocrate celor care cerau sfaturi pentru vindecare, căci medicul îngrijește, natura vindecă. În 1903, Thomas Edison afirma că medicii viitorului nu vor mai prescrie medicamente, ci îi vor instrui pe pacienți în privința dietei și a prevenirii bolilor. Din păcate, împlinirea acestei profeții încă se lasă așteptată, dacă ținem cont de faptul că astăzi cheltuielile globale pentru medicamente cu prescripție medicală au depășit $1 trilion anual, așa cum arăta doctorul și publicistul Michael Greger în celebra sa lucrare Cum să nu mori. O concluzie asemănătoare ne oferă și doctorul Colin Campbell, autorul volumului Integral Regândind știința nutriției, care avertizează că medicamentele prescrise ucid mai mulți oameni decât accidentele din trafic. Campbell considera că alimentele pe care le consumăm ne pot vindeca mult mai rapid și mai profund în comparație cu cele mai scumpe medicamente prescrise. Nu este niciodată prea târziu pentru a începe să mănânci sănătos. O alimentație corespunzătoare poate vindeca multe dintre aceste afecțiuni. Persoanele care adoptă o alimentație vegetariană cu produse integrale realizează că majoritatea problemelor lor de sănătate erau cauzate sau mult înrăutățite de vechiul lor mod de a se hrăni și că ele se rezolvă natural și rapid odată ce organismul începe să primească combustibilul corespunzător. Referindu-se tot la acest aspect, însă cu trimitere la copii, celebrul pediatru american Benjamin Spock recomanda creșterea copiilor cu o dietă bazată pe alimente integrale de origine vegetală. Copiii care își obțin substanțele nutritive din alimente de origine vegetală au un avantaj uriaș în ceea ce privește starea de sănătate, fiind mult mai puțin predispuși să aibă probleme de sănătate în anii ce vor veni, spunea cunoscutul medic. Interesant este faptul că toți acești specialiști argumentează astăzi dintr-o perspectivă științifică ceea ce de fapt teologia propovăduiește din totdeauna, și anume ținerea posturilor. De fapt, un simplu calcul ne arată că suma zilelor celor 4 posturi de peste an, împreună cu miercurile și vinerile, însumează practic o jumătate dintr-un an calendaristic. Altfel spus, religia creștină recomanda omului ca odată la 2 zile să se îngrijească în mod deosebit atât de sănătatea trupească, cât și de cea sufletească. În anul 2009, profesorul dr. Elizabeth Blackburn era recompensată cu premiul Nobel după ce revoluționa lumea medicală prin descoperirea telomerilor. Aceștia sunt niște fragmente situate la capătul fiecărui cromozom din ADN-ul nostru, despre care s-a aflat că prin el putem sau nu să ne prelungim existența, în funcție de stilul de viață pe care îl practicăm. Conceptele de iertare, de meditație, de rugăciune, de post și de iubire, propovăduite de la amvonul oricărei biserici, își regăsesc corespondent în argumentația pe care Elizabeth Blackburn o aduce pentru buna funcționare a telomerilor și implicit pentru prelungirea sănătoasă a vieții noastre. Un exemplu concludent este faptul că prin post omul își regenerează organismul datorită faptului că lungirea telomerilor este direct proporțională cu consumul fitonutrienților din legume și fructe, cereale integrale, ierburi aromate și condimente. Motiv pentru care ar trebui să înțelegem că principiile creștine nu sunt doar niște indicații strict religioase, ci au o puternică acoperire științifică. Mai mult, celebrul biolog american de origine australiană demonstrează în cartea sa Miracolul telomerilor faptul că suntem interconectați cu toate ființele vii la toate nivelurile micro și macro, de la societate la celulă, astfel încât stări precum compasiunea, iertarea sau iubirea au puternice reverberații în univers.
întărind ceea ce sfinții părinți știau deja din referatul biblic. Omul este un microcosmos. Tragedia întregii lumi trebuie plânsă ca propriile noastre păcate. Dacă nu te ocupi de mântuirea celui de lângă tine ca să-l poți ajuta, nu te poți nici tu salva, spunea părintele Arsenie Papacioc. Iar Elizabeth Blackburn avansează chiar o formulă îndrăzneață pentru un om de știință, afirmând că lungimea telomerilor ar fi de fapt un sfânt potir al stării de bine cumulative. Domnule doctor, în discuția de data trecută, am vorbit despre importanța și necesitatea postului și, cu permisiunea noastră, încerc să sintetizez pentru telespectator câteva idei. Am vorbit despre post, în primul rând, dintr-o perspectivă a renunțării la sine. Adică, dacă ai o porție de mâncare, înjumătățește-o și cu cel de lângă tine. Și vă rog să mă corectați dacă greșesc. Apoi, postul alimentar, postul care te face să te gândești că viața este de o complexitate extraordinară, iar omul trebuie să înțeleagă acest lucru, astfel încât orientarea către hrana vegetală în această perioadă este o condiție pentru ca omul să trăiască sănătos. Toate aceste lucruri pe care le-am discutat data trecută se regăsesc astăzi în diferite tratate științifice, diferite tratate medicale. Și iată că medicina vine foarte tare din urmă, știința vine tare din urmă și demonstrează importanța și necesitatea postului. Sunt câteva teorii extrem de interesante pe care aș vrea să le discutăm astăzi. Mă refer aici la miracolul telomerilor. Un subiect despre care poate se știe prea puțin, dar care este extrem de interesant și care face vâlvă în lumea științifică. Și nu numai despre acest aspect. Aș vrea totuși ca astăzi să punem în acord ceea ce teologia, ceea ce religia pe de-o parte ne învață, cu ceea ce știința descoperă astăzi și confirmă aceste adevăruri de mii de ani. Spuneam anterior, în discuția noastră, la care am vorbit numai eu, că perfecțiunea microcosmosului, a macrocosmosului și a biocosmosului sunt atât de perfecte, se îmbină atât de bine, încât sigur existența lor ne obligă să admitem că este un creator. Că nu se putea potrivi atât de perfect electronul zburdalnic care merge cu 300.000 de kilometri pe secundă fără să se ciocnească cu niciunul dintre ceilalți și cu această viteză formidabilă să ne vedem unul pe altul prin lumină, apoi să mergem la structura aceasta incredibil de complexă a materiei, 3,2 la 10 la puterea 23 de molecule într-o moleculă gram. Nene Avogadro s-a apucat să numere. 3,10 la puterea 23. 23 de zerouri, ca să vedem câte complexitate există și toate merg perfect. Apoi dacă mergem în macrocosmos, niște bolovani de dimensiuni incredibile care merg cu viteze astronomice și trec unul pe lângă altul și se îmbină unul cu altul. Unii dintre ei au luat foc și ne dau lumină și avem lumină din cauza lor. Unii merg mai puțin pe el ca să noaptea să avem un somn odihnitor. Totul gândit în mod deosebit. Dar ceea ce face farmecul tuturor este viața, biocosmosul. Peste 50.000 de reacții într-o singură celulă, 50.000 de reacții într-o singură celulă și omul are un trilion de celule pe kilogram corp. Deci dumneavoastră sunteți cel mai mare împărat a tuturor timpurilor, că aveți câteva zeci de trilioane de supuși pe care trebuie să-i conduceți, să aveți grijă de ei, să-i alimentați, să-i îngrijiți. Vă dați seama ce este omul? Da, știți că o conducere are nevoie de înțelepciune.
o stăpânire fără înțelepciune, deci, nu e bine. Deci are nevoie, în primul rând, să vedem că există. Acum, ca să funcționeze, e nevoie și de management. De alimentație, de apă, de mișcare, de odihnă, de relații umane, de căldură umană. Omul are nevoie de sentimente. Nu? Asta nu le găsește în atom. E, fiind aceasta foarte complexă, iar apoi dacă ne gândim că fiecare ființă a fost gândită de creator, începând de la electron până la constelații, după ce le-a gândit, a făcut plan, le-a executat și le menține. Mai zic o dată. Le-a gândit. Le-a proiectat, adică? Le-a proiectat, le-a executat și le și menține. Și pentru că ființa umană să aibă niște informații foarte clare care să se zguduie, a creat așa zisul acidul dezoxiribonucleic, în care doi oameni, în 1950, Watson și Crick, au și găsit cheia acestui cifru, acestui acid, acid dezoxiribonucleic, care sunt două lanțuri, exact ca două, ca un șiret de, să zicem așa, de pantof, sau mai bine zis, ca un fermoar care se deschide, se imprimă de pe el informații, se închide înapoi. Se numește acid dezoxiribonucleic. Lungimea lui, dacă tragem așa de el, face 1,80 m. Și o celulă are un micron. Bagă un 1,80 m de substanțe aranjate bine într-un micron. Nu există celulă să n-aibă acid dezoxiribonucleic, după care e condus. Când celula trebuie să se mulțească și dintr-una să face două, acesta ce se strânge? În 24 de mici componente numite cromozom, 24 de perechi, 23. 23 se duc sus, 23 jos. Și formează din nou doi acizi care seamănă între ei. E, fiecare cromozom la capătul lui are două capete, e un fel de șnur. Așa cum la pantofi avem șireturi și observați că la capătul șiretului e ceva mai tare, așa, care face să fie introdus frumos în orificiile pantofului. E, la cromozomi, ca acele capete, se numesc telomeri. Eu ziceam telomere, acum trebuie să le fac telomeri. E ceva foarte interesant. Și acum ascultați ceva uimitor. O doamnă, spuneți noastră cum o cheamă. Este laureată al premiului Nobel. Și cum o cheamă? Este doamna Elizabeth Blackburn. Auziți? Doamna aceasta, în 2000, cât? Ce an? În 2007. 9, 2007 a scris cartea, premiul Nobel a luat în 2009. Deci în 2009 a luat premiul Nobel. Atenție! 2009, deci nu prea departe. E bine, ea a descoperit aceste componente incredibil de interesante, telomere. Și ce spune dânsa? La fiecare mulțire ei se micșorează. Și ar trebui că după aceea se dispară. E, a pus Dumnezeu acolo o zamă numită telomerază. Și asta o prelungește. Și iar se micșorează. Și când e prea mic, hai, mai pune ceva. Și iar o prelungește. Și permanent telomerii care se rup la fiecare mulțire, ei se măresc. Cu cât sunt mai mari, cu atât trăie mai mult. Cu cât sunt mai mici, trăie mai puțin. Când au ajuns aproape la sfârșit, omul moare. E ceva interesant acum. Pentru argument, ce am văzut până acum, toată hrana vegetală crește telomerii. Toată hrana animală micșorează telomerii. Așadar, iată legătura dintre post, exact, da, și tragi o friptură bună și ți-ai mișcat telomerii. Mănânci niște fructe grozavă și crește telomerii. Dom'le, adică nu e joacă, nu e minciună, nu e glumă, ci e verificat, se măsoară telomerii ăștia. Și s-a văzut, de exemplu, că un om e nervos, e supărat, are tensiuni, are probleme mari, se enervează, îi se micșorează telomerii. Când cântă, când merge la biserică, când ascultă slujba, când stă în genunchi și se roagă, crește telomeri. Zeama asta spunea că e băiat bun, crește-o, să trăiască mai mult. Observați unde a ajuns știința? Să-i explice sentimentele religioase, să-i explice viața, să-i explice afecțiunea respectivă care are un suport direct în genom.
genomul fiind gruma tuturor gene. Și acum iar apare o chestie interesantă, genetica și epigenetica. Genetica se ocupă de gene și avem peste 25.000 de gene, oameni. Fiecare gen face o proteină, o substanță și fiecare în parte are rolul ei. E, genele sunt cele care caută să controleze mecanic, fizic, ființa umană. Adică eu am nasul cum îl am, urechile cum le am, da? Pentru că genele mele obligă să am acea forță, acea formă. Am avut aici, și acum am, între ochi, un fir de păr. A fost didactic, l-am prezentat de multe ori când vorbeam în conferințe. L-am rupt de nu câte ori, pentru că genetic a fost pus acolo, deodată îl vedem că apare iar. Iar a apărut, mă. Da, pentru că sunt genetic. E, deci geneticul controlează structura ființii umane așa cum este ea. Funcția ei o face o altă știință care a început să apară din 1942, anul nașterii mele. Îi spune epigenetică. Asta arată exact cum trebuie să funcționeze genele, fără să aibă informații în gene, ci deasupra lor. Așa cum un motociclist stă pe motocicletă și motocicleta are viteză, el nu mă o reglează, așa cum un călăreț se suie pe cal și îi dă în ghilimele bice și ăsta merge când vrea și l-oprește când vrea, la fel cum un violonist ia o vioară și o pune pe umăr și pune și capul peste ea și începe să cânte și vioara și plânge și se bucură pentru că știe cum să o manipuleze, să o manevreze ca să cânte, la fel genetica și epigenetica lucrează împreună. Genetica este cu structura, epigenetica cu fiziologia. Și acum ceva iar foarte interesant. O familie are gene de diabet. Bunicii, străbunicii, nepoții și copiii, toți au diabet. Dar unul dintre ei zice, eu vreau să trăiesc o viață sănătoasă, așa cum spune doctorul Stroescu. Și atunci el începe un regim de viață, un stil de viață sănătos. Și ce crezi că spune epigenetica? Uite, asta e băiat bun. Hai să-i blocăm genele de diabet. Așadar, se poate interveni asupra geneticii? Epigenetica, care este informația, metilează, adică pune o grupare CH3 la o genă și a inhibat-o. Altfel spus, anulăm acel termen numit predestinare sau destin. Exact. Deci, în momentul în care omul respectiv vrea să trăiască legile sănătății, care sunt scrise indirect în epigenetică, pentru că în genetică s-au mai modificat din cauza factorilor genetici. Deci sunt boli de familie. Dacă o familie întreagă greșește, atunci își pune amprenta în genele ei. Pentru că acolo vorbim de mediu. Da. Dar epigenetica vine deasupra și spune, eu sunt mai cum se cade ca voi. Eu opresc genele astea. Și asemenea, om nu are nicio boală, deși are în el boală. Sunt oameni care au în familie de canceroși. E bine, dacă ăsta trăiește un stil de viață perfect, și de aceea eu permanent vorbesc de stil de viață. Stil de viață. Acest stil de viață ne mântuiește, ne iartă, blochează genele rele și ne spune, hai, deși ai familie proastă din punct de vedere medical, eu te ajut să trăiești sănătos. Și dacă omul respectă, omul nu se îmbolnăvește. În momentul în care calcă aceste legi și ieși genetic rău, vindecarea e mult mai grea și mai rară. Pentru că a depășit toate limitele normale care există în genomul lui și în epigenetica lui. Și observați, acum înțelegi iubirea lui Dumnezeu, înțelepciunea sa, inteligența așa și bunătatea pe care le iubește pe noi. Și spune, trăiți un nou stil de viață. Ce înseamnă un nou stil de viață? Fac o mică paranteză. Un nou stil de viață însemnează cuvântul oameni. O-A-M-E-N-I. Prima e odihnă. Muncim 16 ore pe zi, stăm în picioare. 8 în pat. Așa ar trebui, ideal. Din cele 16 ore trebuie să lucrăm efectiv 8. 8 trebuie să ne recreiem. Auziți ce frumos sună?
Nu să ne distrăm, că dis înseamnă tulburare, stricare, să ne recreiem. Adică am muncit, am lucrat, am mâncat, acum să mă plimb, să citesc, pun mâna pe o carte, mă plimb cu cineva la brațetă, citim ceva, jucăm puțin mingea. Deci nu trebuie să muncim mai mult de 8 ore. Așa am fost planificați. Cine lucrează 12 ore se nenorocește, pentru că se recrează mai puțin. Deci ăsta e programul genetic al nostru. 8 ore să muncești, cum a spus în Eden. Să-ți faci tot lucrul tău în cele 6 zile. Să muncești, nu să te joci, nu să fluieri. Pentru că dacă muncești, ne întărim. Facem și sistem steorit, un sistem dinamic de a lucra, ne învățăm stereotip dinamic. De exemplu, un șofer, nu? La început, când ia volanul și umblă la el și când pornește și pune frână și iar viteză, e nenorocit. Cu timpul pune și telefonul, conduce cu un deget, vorbește cu ălaltul, se uită și pe fereastră, deci totul merge automat. Cum se face asta? Prin muncă. Apoi munca încă ceva. Ne învață să suferim, ne învață să îngăduim, ne învață să avem greutăți, ne învață să avem metode să lucrăm, nu? Dezvoltă mintea. Dacă omul nu muncește și nu suferă, suferința e cea mai bună școală a omului. Aici înveți răbdarea, aici înveți consecvența, aici înveți curățenie, aici înveți să fii curat, să ai un cuvânt de onoare. Aici este factorul social. Exact. Și asta te purifică. Și relațiile interumane. Și Iisus Hristos a devenit desăvârșit, știți prin ce? Prin suferință. Suferința face pe om... Un om... Sunt unii oameni care au trecut prin niște boli groaznice. Și era și gata să moară. A trecut pe lângă valea umbrii morții, vorba psalmistului. Domne, când iese de acolo e alt om. Altfel gândești. Cum a fost ucenici. Când au trecut pe lângă Golgota și au văzut că a murit Iisus, toată concepția a fost. Au schimbat-o într-o generație, au dus Evanghelia pe tot pământul, până în India. Era unul Nicodemus, avea talanți cu sutele de aur. A dat toată averea și a murit sărac. Toți banii aia i-a pus în Evanghelie și într-o generație tot pământul a fost Evanghelie. De aceea râfna celor ce care înainte vreau să fie miniștri și vreau să fie mari. N-au trecut tensiunea. E momentul în care ai acel lucru de via altul. Deci prima ar fi odihnă, a doua alimentație. Noi suntem ce mâncăm. Un copil se naște cu jumătate de kil, cu jumătate de metru și are 3-4 kilograme. Și deodată se face de 1,70 m, 1,80 m și are 60-70 de kilograme. De unde e asta? Din hrană. Deci hrana e cea care ne multiplică, ne face. De aceea ești ceea ce mănânci. Mănânci hrană proastă, n-ai stofă bună. Dar mănânci hrană sănătoasă, e sănătos. Odihnă, alimentație, muncă. Am vorbit 8 ore. Apoi educația. Omul nu se dresează. Numai în dictatură oamenii sunt dresați. Ați văzut, nu știu ce țară, că a murit conducătorul, toți se făceau că plâng. De ce? Că dacă nu, dispăreau. Și atunci toți erau dresați. Atenție, plângeți! Ajunge. Gata. Omul nu e așa, omul trebuie să fie educat, să-l duci. Asta e educație. Du-l înainte. Și educația începe de la naștere. Ba nu, mai înainte de naștere. Știți că copilul, înainte să se nască, el are o viață psihică a lui. Dacă părinții se ceartă tot timpul, el devine un om nervos toată viața lui. Că a stat într-un mediu de ceartă, de tensiune. De aceea părinții, înainte să proiecteze un copil, spune, măi, să fim cum se cade, ca să iasă la normal. Că dacă noi ne certăm și avem tensiuni și avem, mâncăm ce nu trebuie, vom avea un rateu. Și vom sta lângă căruțul la toată viața să plângem unul lângă altul. Și de aceea copilul începe educația chiar înainte de a se uni cu partea cealaltă ca să-și facă celulă. Și asta înseamnă educație, să-l înveți pe om să fie moral, să-l duci pe calea cea bună. Și asta începe de la înainte de naștere și, interesant, nu se termină niciodată. Dacă credem în crez,
Nu? Și iarăși va să vină cu mărie slabă să judece vii și morții. Aștept învierea și viața veșnică. Deci dacă credem adevărat ce scrie Biblia, nu ne jucăm, așa, noi credem că niciodată nu vom fi suficient de educați. Pentru că permanent trebuie să ne educăm, să ne ducem mai departe. Asta face omul, educația. N-are educație, e neam prost. Și așa rămâne toată viața. Rămâne un rateu. Copiii care n-au familie, care n-au gustat cuvântul mamă și tată de adevăratele, care n-au gustat frumusețea fraților împreună, să împartă totul între ei, mai ales cei care au fost sărași, devin foarte cum se cade dacă nu-și permintea. De ce? Că au avut o școală. Asta e educație, te educi pe om, nu? Bici la biserică, te educă, fiți buni unul ca alții, nu, nu vă certați. Și ce spune? Care e postul plăcut mine? Desleagă lanțurile răutății, dă la toți care au ceva, nu mai face preșeful și nu chinui pe aia care-s mai mici ca tine. Apropii de ei, împarte-ți pâinea ta cu cel sărac, asta e educație. Fără asta nu suntem oameni. E, natură, cea mai frumoasă școală, te duce în natură. Și vezi un copac. Ce cu tine, băi? M-a făcut Dumnezeu să stau drept toată viața mea. Când e vară, fac frunze și flori, când e iarnă, nu mai fac nimic. De ce? Așa m-a programat. Dar uite când fac, eu știu să fac flori, tu știi să faci flori, nu știi, vezi că sunt mai deștept ca tine. Și te uiți la el, ce frumoase flori. Uite acum sunt cireșii și piersici în floare. Uitați-vă la ei, că ne cresc telomerele. Numai privind frumusețea lor, devenim alți oameni. E înțelepciune, zic așa, o viață nouă, inteligență, nu? Însemnează încredere în Dumnezeu. Și atunci, ce înseamnă stil de viață? O odihnă, alimentație, muncă, educație, cât mai multă natură și cât mai mult a fi oameni integri, să ne temem de Creator. E, având acest stil de viață, omul e mai sănătos. Și atunci, fiind sănătos, telomerele lui simpatizează cu el și trăiește fericit. Deci, ori de câte ori suntem bucuroși și fericiți, ne cresc telomerele. Când ne enervăm, ne supărăm, am pierdut ceva, nu pierzi numai ce ai pierdut, îți pierzi sănătatea și viața și fericirea. Să nu le pierzi pe astea, ducă-se tot, dar întâi să știi că ai telomerele cu capete lungi. Și asta se face doar prin hrană sănătoasă, prin amabilitate, prin a da. Cea mai mare artă este să dai. Ești mai fericit decât dai decât când primești. Ce frumos să dai decât dă și mie. Te duce demnitatea pe când trebuie să dai. Și atunci crești respective. Și atunci asta arată genetica, asta arată telomerele, asta arată știința, că ființa umană are legătură între rațiune, între psihic și între trup. Trupul este un templu în care cine stă? Stă rațiunea, stă conștiința, stă afecțiunea, stă inima. Și împreună formează o ființă umană. Doctor, cu permisiunea noastră am să reiau ce ați spus în prima parte și anume plecând de la exact acest acronim oameni. O înseamnă odihnă. A alimentație. Înseamnă alimentație. M muncă. E educație. N de la natură și I de la înțelepciune. Și așa. Aș vrea acum să introduc o concluzie pe care Elizabeth Blackburn, autoarea acestui extraordinar tratat numit Miracolul Telomerilor, pentru care a și primit premiul Nobel, vine și ne oferă și spune așa: suntem conectați unii cu alții și cu toate ființele vii, la toate nivelurile.
de la macro la micro, de la societate la celulă. Separarea pe care o simțim cu toții, ca și cum am fi fiecare singur pe drumul său, este o iluzie. Realitatea este că noi toți avem mai multe lucruri în comun decât vom putea să înțelegem vreodată, atât în minte cât și în corp. Suntem profund conectați unii cu alții și cu natura în moduri fundamentale. Și aș vrea să... Parcă a fost la discuția noastră. Aș vrea să punem această concluzie a lui Elizabeth Blackburn, să o punem în acord cu ceea ce practic te învață postul. Și anume să te gândești mai mult la ceea ce tu ai făcut pentru tine, pentru cel de lângă tine, și cât ai stat în relație cu Dumnezeu în toată această perioadă în care ne măsurăm existența. Se spune că crucea are 4 puncte. Unul sus, altul jos și 2 pe laturi. Existența cruciformă. Da. E, sus e tata. Jos este natura, opera tatălui meu. Sus e tata, iar eu sunt la mijloc. Dar nu sunt singur, sunt cu frații mei. Și atunci omul trebuie să aibă 4 legături. Legături cu divinitatea, legături cu natura, legături cu frații, cu societatea și legături cu tine însuți. Sunt unii oameni care fac greșeli mari și mor triști pentru că nu se iertă pe ei înșiși. Iertare? Nu se poate ierta. Ce, cum am făcut așa ceva? Nu ne vine și nouă. Mă, ce cap am avut? Mă, cum mi-am permis eu să zic, să fac așa? Și îți închipui și îți vine să-ți dai palme, cum se zice, nu? Ei, Dumnezeu spune încă ceva, dacă eu vă iert, iertați-vă și voi și vă liniștiți, dacă eu v-am iertat pe voi. Și apare o noțiune incredibil de interesantă la cel mai mare gânditor, să zicem așa, creștin, pe care eu îl iubesc și îl citesc plăcere, Paul din Tars. Sau Apostolul Pavel. Sfântul Pavel. Da, Paul. Ei, Paul din Tars a venit cu o idee de o profunzime extraordinară. Și a spus așa, că fiecare ființă umană este total dependentă pe acest pământ și el trebuie permanent să înțeleagă că dacă trăiește o viață bună, acest stil de viață al său, o să vie o zi să fie judecată și judecata va fi foarte dreaptă, dar apare deasupra altceva, mila, care e mai tare ca judecata. Aici e interesant. Și spune așa, dacă cineva a greșit foarte mult, el trebuie să moară veșnic. Dar pentru că a murit Mântuitorul pentru el, el trebuie să facă un singur lucru. Să creadă că Mântuitorul a murit pentru el și că îi dă lui meritele lui. Noi, păcătuind, am pierdut orice merit. Noi nu mai avem niciun merit. De aceea Adam și Eva au fost izgoniți din Eden. Gata, v-ați călcat statutul, cu voi am terminat. Dar ca să trăiți, trebuie ca eu să vă dau niște merite, niște drepturi. Omul are datorii, drepturi și libertăți. Dacă omul își respectă datoriile și libertatea, are drepturi. Dacă își calcă datoriile, nu mai are drept. De ce sunt oameni duși la mititică, la închisoare? Că și-a pierdut drepturile. Nu mai sunt între oameni, sunt retrași. De ce? Nu mai au drepturi. Ei, Iisus Hristos a venit și a spus Mântuitorul nostru, eu vă dau drepturile mele. Și ne îndreptățește. Și atunci eu primești niște drepturi care nu mă le-am. Nici nu le-am avut. Pentru că el devine înlocuitorul lău și în același timp devine și mijlocitorul meu, dar mai mult, el garantează de ce spune, că eu îți dau viață. Se spune așa, tu ești păcătos, trebuie să mori, da. Eu am murit pentru tine. Și aici e ceva formidabil, interesant. Aici este taina întregii religii. Omul trebuia să moară. Plata păcatului, moarte. Dar ca să nu moară el, Domnul spune de ce? Vin eu pe acest pământ și mor în locul tău.
Și atunci moartea nu are treabă cu tine. Moartea vrea să-ți ia viața. Eu mor în locul tău. Și atunci moartea nu are treabă cu tine, pentru că eu am plătit prin viața mea morții. Și acum tu trăiești. Dar te întreb acum, pentru cine trăiești tu? Pentru tine sau pentru cel care a murit pentru tine? E înfricoșător de profund să înțelegi. Deci a venit pe acest pământ, a murit pentru noi, de ce? Ca să trăim. Și îți dă o viață nouă, acum tu ce faci cu ea? Păi și iar mă apuc de prostii. Și iar vin la tine și iar te iert. Deci, și nu e păcat care să nu fie iertat dacă omul e sincer. Asta iar o formidabil. Dacă un om e sincer și este toată inima curat și cât de păcătos e, Doamne, iartă-mă, ăsta e cuvântul cheie, îți dă imediat. Și nicio rugăciune nu este ascultată instantaneu decât iertarea. Dar trebuie să faci cei patru ieri. Recunosc, regret, repar, renunț. Și asta se numesc căință. În religie, dacă te căiești de păcat, spui pocăință. Să spunem căință, cuvântul pocăit nu prea sună frumos în societatea noastră. Deci, să te căiești. Întâi, să recunoști. Dacă nu recunoști, ce să te iert? Îți dau cea mai mare favoare a Universului că te iert. Dar recunoaște-o. Dar n-am greșit. Atunci n-am ce să te iert. Rămâi așa cu păcat. Recunoști. Dacă recunoști, dar îți pare rău, da, regret. Nu regret. Atunci degeaba recunoști. Am făcut, dar nu regret. Apoi caută să și repar cât poți. Și apoi promis că nu mai faci, da. Ei, în momentul respectiv când ce are cei patru ieri, recunosc, regret, repar, renunț, atenție, și crezi în mine, din secunda aceea tu ai viață veșnică. Asta e formidabil. Cine crede în... În secunda tu ești păstorul vieții veșnice. Cât timp respect și patru ieri. În momentul în care cazi pe bec, să aștepți totul și ai pe iar totul. Și ar trebui să zici, pomană, iartă-mă și te iert, dar repeți cei patru ieri. Asta e singura conducere. Spune că dacă ne recunoaștem păcatele, El e credincios și drept ca să ne ierte, să ne curețe și apoi ne dă dreptul. Și avem dreptul să stăm cu tata și cu fratele la aceeași masă. De ce? Prin credință. Prin credință El ne atribuie drepturile Lui și atunci noi suntem ca și când n-am păcătuit niciodată. Asta e frumusețea religiei. Orice om, cât de păcătos e, nu poți să faci un păcat să nu fie iertat, pentru că sângele Lui este de prețios încât iartă orice. Și atunci, având în vedere acest ce simplu lucru, să pui genunchiul jos, păi Doamne, iartă-mă. Și să adaugi la acel ceva și un post. Așadar, postul și crucea te pune în acord cu tine însuți, te pune în acord cu semenii și te pune în acord cu Dumnezeu. Toate acestea... Și cu universul care e totul iubire. Că Dumnezeu, încă ceva, Dumnezeu nu are iubire. Dumnezeu este iubire. Natura Lui este iubire. El nu spune că ne-a iubit. Nu, El e iubire. Și dacă te apropii de El, El îți dă iubirea Lui ție și tu începi să iubești. Și a iubi însemnează a da. Și apare tot Pavelul nostru în Evrei. Iubirea are trei caracteristici. Nu caută folosul său. Ia atenție, să ne verificăm. Păi că sunt prost? Păi da, întâi eu. Da, ești egoist, am terminat cu tine. Sunt două sisteme, egoist eu întâi, altruist el întâi. Unu, nu caută folosul său. Ori de câte ori căutăm folos, dar de aici ce iese? Ești egoist, ai ieșit din sistem. Gata. S-a dus viață veșnic, s-a dus tot, pentru că auzi folos. Iubirea nu caută folosul său. Mai mult, caută să facă pe alții fericiți. Extraordinar. Să fie un izvor de fericire pentru... Când vine cineva, zice, a venit el. Oh, ce bine! De ce? Că a venit el. Când vine el, e fericire. Și a treia, se jertfește pentru alții. Deci, nu caută folosul său. Face pe alții fericiți, chiar cu sistemul... E, când faci astea trei, atunci, evident că ești ca Iisus. Că așa era și el. Deci, nu caută... N-am venit să fac voia mea, nu caut folosul meu, nu. Am venit să vă fac fericiți,
și ca să vedeți că sincer și mor pentru voi. Și atunci caracterul lui devine caracterul nostru. Și devenim copii al lui Dumnezeu. Pentru că dacă Iisus e așa și noi avem caracterul ăsta, și atunci apune că Iisus trăiește în noi. De ce? Pentru că tot sistemul nostru de a gândi este exact cu sistemul de a gândi la Iisus Hristos. Și ca să înțelegi asta, să pui mâna pe carte, să citești ca să-ți vină informații, să te rogi ca să deschide mintea și să postești ca să-ți dai seama în ce hal ești și că ai nevoie de schimbare. Și postul te îndreptăți să te rogi cu mai multă putere și apoi să devii un factor activ și pentru alții, nu numai pentru tine. Știți care e cel mai mare păcat din tot universul? Păcatul să te gândești la mântuirea ta. Că iar eu. Ce spunea Moise? Șterge numele din cartea vieții, că vreau ei să fie mântuiți. Iisus n-a venit să se mântuiască. El a venit să mântuiască. Și un om în care Iisus a venit să mântuiască, spune, eu îmi caut mântuirea, da, frate, ești, că n-am treabă cu tine. Tu trebuie să nu cauți mântuirea, că e dată în plus. Căutați mai întâi împărăția și aia vă dau eu. Nu căuta tu. Că degeaba o cauți, tu ți-o dau eu. Tu n-ai ce face pentru ea decât să crezi în mine. Și iată cum se combină viața, odihna, munca, cititul cu... Și asta este o sănătate morală a omului. Când omul devine un supra-om, exact ca Iisus Hristos, nu caută folosul său. Noi suntem egoiști. Mergi în tramvai, un loc, un bătrân lângă tine și tu ești tânăr. Și te-ai spus, de ce? Am obosit și eu. Dar bătrânul zice, dar nu mă interesează. Egoism. Când vezi că un tânăr se ridică poftiț, ce frumos e! Tot tramvaiul aplaudă. De ce? Că are în el iubire. Un ceva ce nu există în zilele de azi. Domnule doctor, ca o sinteză a tot ceea ce am discutat până acum, le recomandăm telespectatorilor, dacă vor să ajungă la aceste rezultate din punct de vedere științific, să citească aceste cărți. Ia, spuneți-le că le aveți în mână acum. Să este cartea pe care am pomenit-o, așa. Miracolul telomerilor. Da, să o pună mai bine. Mai avem aici, da. Integral, Regândând știința nutriției, Cum să nu mori. Sunt niște cărți excepționale. Hai să luăm puțin pe rând, dacă vezi, câteva cuvinte. Sunt cărți destul de grele din punct de vedere al limbajului. Dar cred că din ceea ce dumneavoastră ne-a spus mai devreme și cu conținutul acestor cărți, putem face un tot unitar. Exact. Hai să luăm pe rând. În integral, ce spune? Cea mai bună hrană pe care Dumnezeu a făcut-o, a făcut-o integral. Fiecare fruct e o familie. Dumnezeu e o familie. Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Trei. Ne adună și pe noi. Suntem o familie a Lui. Suntem copiii Lui Dumnezeu. Ce frumos. Dacă vedeți puțin mai delicat, Iisus a avut 4 nașteri. Născut din Tatăl, născut din femeie, născut din apă și născut din morți. El de 4 ori s-a născut. Să ne învețe și pe noi, care am fost născuți din femeie, să ne naștem întâi din apă, să facem botezul, să ne naștem din Duh, să ne schimbăm mentalitatea, a deveni copii ai lui Dumnezeu. Toată hrana e ca o familie. Mâncăm hrană integrală, suntem perfect sănătoși. Și asta arată cartea. Nu trebuie să mâncăm hrană procesată, hrană albă, hrană care este filtrată și alte rafinată, ci hrană integrală. Cartea a doua, Cum să nu mori, scoate ideile principale, ce însemnează să fii sănătos și cum intră boala dacă nu e sănătos și cum o poți să te întâmpina. Iar cealaltă, efectele hranei, a dispoziției și a gândirii noastre asupra sistemului nostru genetic. Pentru că noi suntem, până la urmă, o carte numită genom, în care sunt toate informațiile ființii noastre.